Astăzi este marți, 23 iulie 2013 și mă aflu în orașul Urziceni, în crescătoria maestrului colombofil, domnul Nicu Bistrighianu, unde particip la îmbarcarea porumbeilor pentru maratonul colombofil ce se organizează la Moscova în acest an. Acum am plăcerea să stau de vorbă cu unul dintre participanții la acest maraton colombofil de la Moscova. Este vorba despre domnul... Andrei Adrian. De unde, domnul Adrian? Tătărali. Prahova, nu? Prahova, comuna Bărcănești. Afiliat la FRSC parcă sunteți, nu? Da, la FRSC, clubul Maraton Popești. Bravo, ce faceți? Cu ce speranțe la Moscova acum? Câți porumbei ați angajat? 6 porumbei. Oh, super, numeric. Speră să fie bine. Mascul, femele, ce ați băgat? Numai femele. Numai femele, mature? Da. Cu experiență sau mai tinere? Nu, 3 au fost angajate la Doneț, au venit în prima zi. Bun, și bun. Sperăm să fie de bun augur. Bun, să sperăm că o să fiți și în locurile de... De top. Ce ne mai puteți spune despre pasiunea noastră? Unde a apărut ea? De când creșteți porumbei? Eu cresc porumbei de mic. De pasiunea de la fratele meu, el, deci... Sorin îl cheamă și a rămas ca o moșterie. Dar nu numai porumbei, am și alte canari, da, vă deci plac toate și alte... păsările. Ce să vă spun? Și porumbei așa cu asociația, cu clubul, de când sunteți înscris în club? De când zburați? La modul, să zic, organizat și... Păi de prin 2006-2007, deci de atunci zbor porumbei. Cu ce porumbei ați început? Ce sușe, ce astea, de unde? Porumbei au după la noi, după la... Din zona noastră, de da. La crescători din zonă, nu? Din zona de la Ploiești. Cele mai bune rezultate în timp? După la ce categorii? Aveți categorii preferate de zbor? Maratonul, maraton. Și să înțeleg de aici că cele mai bune rezultate cam la categoriile astea au venit, nu? La fond și la maraton, da, nu? Da, și anul trecut, da, anul trecut am început puțin mai binișor, anul ăsta mai bine, sperăm să fie și la anul sau, eu știu, anul ăsta să fie mai bine. Super! Am un porumbel care are deja patru clasări, dintre care două maratoane, un Doneț și un Pavlograd, cu puncte foarte puține și sper să, dacă nu l-am angajat... Sunt șanse mari ca să faceți o... Da, am angajat femelele care... Ele au clasat decât o etapă și sper să... Să mai leneșe, da. Zburați văduvie sau natural? Nu, natural. Natural, nu? N-am timp, lucrez la schimb și trebuie timp. Pentru. Porumbei care ați angajat astăzi, pe ce poziții? De cuib, pe ouă, pe pui, pe ce ați... Cu ce deci, ați încercat să-i stimulați? Porumbei sunt pe poziție de cuib, a ouă, de o zi sau de două. Unii trebuie să o chiar astăzi, în seara asta, două femele, restul au ouă. Creșteți mulți porumbei acasă? Aveți mulți porumbei? Am vreo 80. Cu tot cu matcă? Cu... Da, cu tot cu matcă. Câți pui reproduceți anual? Cam 40-50 de pui. Și zburați cu ei toamna, cu clubul? Da. Da. La toate etapele? Toate etapele, da. De la cap la coadă și la etapele derby, dacă se organizează, mergeți cu ei? Da, bineînțeles. Deci, atunci vedem care porumbel o să rămână, care nu. Deci trebuie să facem cel puțin o etapă de 350 ca să știm dacă oprim sau nu. Da. De maratonul, pui dacă nu încerci de mici, nu. Nu se da. Face niciodată nimic. Deci îi testați de tineri da. Ca să vedeți abilitățile lor sportive și asta, nu? Da, da. Ce porumbei aveți? Din ce sușe? Deci de acolo, de pe plan local, nu? De acolo nu, la noastră? Plan local. Acum, în ultimii ani v-ați mai adus? Da, am adus în fiecare an câte 2-3 porumbei. Am luat de la Dumitrache Marian, nu de la Dincă Cristian, am luat porumbei. Deci au porumbei foarte mult de fond și maraton. Del Bar, sunt mai multe sușe. Selecții la mână a porumbeilor, ce importanță o acordați? Vă eliminați, de exemplu, pui din cuibar, dacă nu vă plac cum sunt scoși? Nu, nu, nu. El le acordați și se elimină singur, nu? Niciodată n-am încercat să elimin pui din cuibar. De fapt, eu cresc cât un pui, am ținut cât un pui. Deci, și la matcă am ținut câte doi, dar îi țin primele serii. Din porumbei de zbor scoateți pui în timpul anului? Da, un singur un pui. Un singur pui, nu? Da. Și îi zburați și... Și îi zbor pe toți. Perechile de la lotul de zbor vi le formați dumneavoastră, nu îi lăsați pe ei să se acupleze? Nu, nu, nu. Bun cu bun, ca să... Care rămân... Și perechile de matcă la fel, după aceleași criterii, vi le formați? Adică bun cu bun? Sau nu, mai urmări și pedigre? Perechile de matcă le-am format după șușe, linii și alte...
Ce vă plac mai mult? Porumbei frumoși sau porumbei valoroși? Porumbei valoroși, în primul valoroși, rând. Sunt și, dacă n-ai un porumbel frumos și un special, porumbei valoroși. Păi aia, ăștia, de fapt, îi țin. Alții care nu se rimă sigur. Norocul ce important să considerați care te ajută? Să ajungi campion național sau n-ai nevoie de noroc ca să ajungi? Trebuie și puțin noroc. Și când vă trebuie noroc? Atunci când vă formați, de exemplu, perechile de matcă? Atunci când se întorc porumbei de la concurs, să nu... Nu, când formăm perechile de matcă. Zic eu, nu știu, poate alții când... Că dacă n-ai la matcă, n-ai ceva bun, nici nu o să-ți dea ceva bun. Niște pui de calitate, da. Nu? Da, atunci când, de exemplu, vin de la concurs și vin 2, 3, 4 și te aștepți la unul singur să intre, că îți trebuie și atunci puțin noroc, nu? Da, bineînțeles, că mai avut. Din astea la maraton care au venit și nu prea mai și au intrat poate după 20 de minute sau... Cu echipa cum faceți? Aveți probleme să vă formați echipa când... Nu, după cel puțin 3-4 etape cam știu ce porumbei sunt, care vin și cam... Care anul ăsta cam brodicul, s-ar spune. Cum a mers până acum în 2013? Sunteți mulțumit de rezultatele obținute? Da. Să putea și mai bine, nu? Columbofil, nu pot să spun bun, mediocru, sunt alții mai buni la noi în club, da. Cam cât timp vă permite să stați zilnic între porumbei în perioada de concursuri? Câte ore? Depinde, o oră, două, depinde că eu fac la schimb, am program schimb 1, 2 și 3. Și nu mai vă ajută nimeni acasă cu ei? Da, soția, mai zic, le mai dă drumul la porumbei sau mai știu ce, să le pun o mâncare sau apă, da. În general, eu stau de ei. De asta sunteți baza, nu? Da, da. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru amabilitate. Vă felicit sincer pentru pasiunea columbofilă mare pe care o aveți, pentru rezultatele pe care le-ați obținut până acum și vă doresc, în primul rând, să obțineți la Moscova un rezultat foarte bun, dacă se poate, pentru că am înțeles că aveți păsări de bună calitate de la domnul Dincă și de la domnul Dumitrache. Dumitrache, da? Da. Mulțumesc. Viață lungă și baftă cât mai mare. Ce să spunem? Și succes la toți columbofilii. Că asta. Exact. Și acum să vedem acum cu Moscova ce o faci. Toate cele bune. Sănătate, vă doresc. Mulțumesc mult și sănătate. Numai bine. Numai bine.